Discutăm despre pași înainte în medicina românească, într-o perioadă în care medicina românească este una dintre țintele favorite ale publicului și ale mass media. Și asta pentru că se întâmplă aproape zi de zi să vedem că se ajunge la drame, la copii care au probleme, la oameni care nu pot fi tratați, la un sistem medical care nu pare să facă față. Această conferință despre care discutăm, ce aduce medicinei din România? În primul rând, aduce o schimbare de paradigmă. Ne atrage atenția că trebuie să ne schimbăm modul în care privim lumea și pornesc de la sfârșitul sau concluzia conferinței. Poate noi am uitat cine suntem cu adevărat și care este, să spunem, țelul nostru sau drumul nostru în această lume. Deci aș porni eu de la centru, în momentul când avem un stil de viață sănătos și când începem treptat, în momentul când avem primele semne de dezechilibrare și de decompensare cu a avea grijă de sufletul nostru, de corpul nostru, în momentul acela nu mai ajungem la medicina alopată. Eu privesc o întrepătrundere a celor două tipuri de medicini, medicina, să spunem, holistică, înglobând medicina alopată. Astfel încât atunci când previi este mult mai simplu și mult mai ușor, atât pentru sistemul medical cât și pentru pacient. Aici eu văd totuși necesară intervenția doctorului în viața pacientului. De ce? Vorbim despre un stil de viață sănătos, despre un trai care să fie echilibrat. Dar lucrurile astea nu vin așa pur și simplu, fără puterea exemplului, fără o vorbă de la cineva. Și pe vremuri, acum câteva generații, în toate comunitățile, preotul, profesorul, învățătorul și medicul erau cele trei repere care dădeau indicația aceasta. Unde a dispărut din medicina românească locul acela de educator? Aveți o intuiție foarte bună. Întâmplător lucrez în sistemul medical, în învățământ, sunt lector și cred foarte mult în educarea tinerilor generații de studenți, în a privi pacientul ca un întreg. Nu numai tratarea corpului, nu numai tratarea unui pacient care este un anumit număr, ci tratarea pacientului la nivel mental, emoțional și fizic. Și în momentul când, începând cu medicul de familie care tratează copiii, acesta îi va învăța, la rândul său fiind învățat în facultate, cam care ar fi o modalitate armonioasă de a trăi, în momentul acela cred că vor crește noi generații de copii. De asemenea, medicii din școli ar putea avea un impact foarte mare la acest nivel. Așadar, doar o combinație între educație și medicină? Începutul în educație și care potențează foarte mult, să spunem, ca în homeopatie, informația. În momentul când din educație informația respectivă ajunge la nivelul medicilor și aceștia o transmit la rândul lor la sute de pacienți, atunci cred că putem schimba ceva în societate. Credeți că se va schimba ceva? Cred. Sunt optimistă, chiar se văd schimbări în generațiile de studenți care vin pe băncile școlii. Sunt foarte aviți de informații noi, poate nu au curajul să întrebe, poate încearcă să ghicească ce altceva este dincolo de, ce spunem, regulile foarte, foarte stricte ale medicinii.